Bună ziua, domnul Vadim Tudor. Da. De la România Liberă, Laurențiu Mihu, vă deranjez. Domnul Mihu, dar ta mai ai tu pe o să mă sun după ce m-ai porcăit în halul ăla, nu? Unde v-am porcăit, domnul după Vadim? După ce titlul, cine e acest Vadim Tudor? Te bag în măta de vagabond. Domnul Vadim, vă rog să vorbiți frumos. Vreau să spun că destinul a lucrat de așa manieră încât eram aici, în studio, în care colega Adriana Nedelea prezenta o știre incorrectă, spunea că eu și Gigi Becali suntem noi europarlamentari, dar înjurăm ca la ușa cortului. Aia nu e o înjurătură. Vreau să spun că ziarul România Liberă mă înjură pe mine la modul propriu de 21 Haideți de ani. Haideți să nu ne abatem. Nu, dar nu e corect. Acum câteva zile postul vostru a spus despre mine și Marius Marinescu că suntem nebuni. Sigur că da. Nu facem afaceri de sute asta. De milioane de euro. Suntem cei mai nebuni oameni din România, da. Acum mă face și Birjar că îl înjur pe ăla care m-a porcăit în ziar și m-a și imprimat ilegal. Eu știam că mă imprimă. Și eu hoțului îi spun hoț Andreea Cresulescu și vagabondului îi spun vagabond. Dacă am greșit față de telespectatori, să mă ierte de la mine cei în gușe și în căpușe. Bun, dar cred că e un drept la replică elementar pe care îți mulțumesc că mi l-ai permis. Țară, trebuie să avem un limbaj cuvincios. Dar să aibă și ei. Dar e corect să fie de ambele părți? Bun.